Care e cel mai mare păcat din lume? Păcatul meu, păcatul de care nu pot scăpa, păcatul care mă chinuie zi de zi, păcatul care mă depărtează de Dumnezeu. Da, cel mai mare păcat din lume este păcatul care te stăpânește zi de zi. E oarecum impropriu să faci un clasament al păcatelor, deși trebuie să recunoaștem că există păcate grave și mai puțin grave, dar toate au același efect. Ne îndepărtează de Dumnezeu și ne lasă fără ajutorul lui și influențează direct pe ceilalți semeni. Degeaba îi judec pe alții că desfrânează, ucid, stau în păcate grave, iar eu sunt asemenea lor numai că stau în alte păcate. Pentru mine mâncarea multă este ca pentru unii desfrânarea. Pentru mine e la fel de greu să mă înfrânez de mâncare cum e altuia se înfrâna de relații trupești. Mie mi-e ușor de multe ori să nu mă enervez, dar mi-e greu să tac din gură. Mi-e greu să nu mă laud, să nu judec. Cel mai mare păcat din lume este, de fapt, cel mai mare păcat al meu, iar dacă mă va ajuta Dumnezeu să scap de el, atunci va apărea iar un alt păcat foarte mare, din grămada păcatelor rămase care mă țin legat de pământ și de trup. Așa cum porunca lui Dumnezeu este una singură, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așa și păcatul este unul singur, este de fapt încălcarea acestei porunci. Astfel păcatele nu sunt mai grave sau mai puțin grave, ci toate sunt încălcări de poruncă. Pentru că cine va păzi toată legea, dar va greși într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat față de toate poruncile. Căci cel ce a zis să nu săvârșești adulter a zis și să nu ucizi. Și dacă nu săvârșești adulter, dar ucizi, te-ai făcut călcător de lege. Așa să grăi și așa să lucrați, ca unii care veți fi judecați prin legea libertății. Că judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă și mila biruiește în fața judecății.